Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem în sfârșit o explicație pentru cumpărarea de plante exotice de către diverse primării. Așteptăm o explicație serioasă de pe vremea lui Mazăre. Mai țineți minte când domnul Mazăre a cumpărat palmieri? Ce mai face domnul Mazăre? Domnul Mazăre cred că este execută programul de gimnastică. A executat dimineața. Trezirea? Da, s-a executat trezirea și acum cred că execută programul de hrană. Înțeles. Primii palmieri acolo au apărut. Da, acolo au crescut primii palmieri în România. Domnul Mazăre a anticipat schimbarea climatică. Vezi? Și după aia l-au copiat mulți epigoni. Ei bine, n-am știut niciodată de ce Dumnezeului se cumpără palmieri. E, avem o explicație din partea a doi primari, că altfel este explicația oficială. Că altfel noi cam bănui care ar fi explicația neoficială. Dar oficial așa. Iată, primarul de la sectorul 3, domnul Robert Negoiță, a declarat că a cumpărat aproape 80.000 de plante exotice, 80.000 de plante exotice din bani publici pentru ca, citez, să vină copiii, să vină oamenii care nu-și permit să meargă să le vadă în zonele tropicale și atunci să le vadă aici, în București. O declarație... Face grădină botanică? Luată de buletin de București. Da, mai există grădină botanică. Păi dar face una în sectorul 3. Face la minor 3, acolo. Celălalt 80, în alt sector. Da. Dar dânsul a luat, crede dânsul, plante tropicale, numai că le-a luat din niște țări care nu sunt tropicale. Adică zonele tropicale la care se referă domnul Negoiță nu sunt deloc tropicale. Sunt mediteraneene, așa le spune lor, Grecia și Turcia. Deci noi... Le-a găsit mai ieftină. Da. E cald acolo, dacă e cald e și de pe Temu. Pe Temu. Ba, așa. Una peste alta, să știți că primăria sectorului 3 a plătit 300.000 de euro pentru portocali, mandarini, rodii, cred că sunt, e pluralul de la, nu știu cum se cheamă arborele care face rodii, rodiu? Rodiu este rodiu. Rodiu este din tabelul lui Mendeleev, din câte mi-aduc eu aminte. Este și. Deci e și copac și element chimic. Da. Rodii, banani japonezi. Banani japonezi? Și palmieri. Mai mici, așa? Am cercetat, să știți, în mod special bananul japonez. Da, vă rog. Bananierul este... japonez, dacă este. Da, vă rog. Da. Scrupuloși. Da. Pentru că mi-a deci trimis curiozitatea. Tot... Nu mi-aș imagina niciodată că Japonia e o țară bananieră. Nicio. Da. Și ce să vezi, nu e. Nu pentru e. Că banană un japonez. Banana. Așa. Da. Produce banane necomestibile. Deci un fel de banan decorativ. Sau fake, zic cum vrei. Deci este precum cireșul japonez, care nu face cireșe. Face știi? Doar flori. Da. Da. Cireșul japonez banan, este un arbore care face... Practic... Fac televizoare, fac da, mașini. Da, e o națiune lovită de ghinion din punct de vedere botanic. Plantele lor nu dau, de ce, mă, că n-au frumoase. Pârg. Au flori frumoase. Nu vezi, nu fac banane, nu fac cireșe, nu fac nimic. Deci, au numai ghinioane. Și mai au niște fructe, că știu eu, niște căpșuni, de exemplu. Care nu se mănâncă. Ba nu, se mănâncă, dar sunt extrem de scumpe. Sunt unele albe așa și costă fără număr. Am văzut eu odată într-un magazin în străinătate, am făcut și poze, că nu mi-a venit să cred. Nu trebuie să spui asta, că acum îi dai o idee. Cui? Domnului Negoiță să cumpere căpșuni scumpe japoneze. Da, aia ar ca fi, să vină. O, chiar ar fi ceva tare. Da. Căpșuni albă japoneză pusă în rond la Titan. Nu, domnule, le pune la hala la minor. Deci poți să te duci să vezi bananul japonez care nu face banane. Nu le scoate din hală, că eu înțelesesem că în hală iernează. E un fel de seră și după aia vara se expune pe vastele bulevarde ale sectorului 3. Le pune pe platforme și le plimbă prin oraș sau cum? Nu, mă, dar face ceva frumos. Da, corect. Așa ce facem, sere. Le duce acolo care și care mai ești șmecheria? În rond la Alba Iulia, printre mașini, dacă vreți, rodii. Da. Numai să ne uităm, dar putem să mergem, vorba poetului, să le pipăim și să urlăm, este bă. Băi, deci... Da, mă, acum sincer, care ar fi șansa oamenilor nevoiași din sectorul 3 din București să vadă unele lucruri? Mi se dacă că... nu le-ar aduce domnul Negoiță. Practic, poți să te uiți la televizor, la, da... Cine nu, mă, să le poți mirosi, să le poți pipăi, să le... Să te duci acolo, cum zici tu, la laminar. Eu și imaginez roiuri de cetățeni din sectorul 3, intrând la hala la minor, să pipăie bananul japonez. Adică eu cred că sunt tot soiul de lucruri pe care poți să le aduci doar ca să le vadă lumea. Uite, noi vorbim la radio de... Bomboanele Mozart, albastre ale lui, da, Luca. Da. Nu-și permite omul să-și le ia, că nu trebuie să te duci în Austria, la Viena, nu se găsesc. Toată lumea se duce în zona tropicală, exact. Viena, să cumpere bomboane. Face domnul Negoiță o comandă,
un săculeț de bomboane, îl pune la minor și vine lumea și vede. Faci frumos o cutie de aia de un cub de sticlă cu una, o singură pralină în centru luminată, țac, 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 nu mai la Muzeul Național. Mi se transmite că nici gutuile japoneze nu se mănâncă, doar miros frumos. Deci japonezi de ăștia, îmi pare rău, o tras bățul scurt. Sunt pe ghinion. Eu nu știu cum de n-a prins de veste domnul Neguiță că la grădina zoologică de la noi e cam penurie de specii exotice. Dar că e cam mai mult acolo. Păoaie, cal, da, urs brun, râs, câine, ciolamă, culpe de-astea tare noastre și trei... Și să ne aducă și nu un elefant să mai vadă cetățeanul, nu s-a mai văzut un elefant la corect. La minor ar trebui să putem pipă elefant când vrem. Dar ar putea să o împartă, că oricum e mare amândouă. Da, exact. Știi? Jumate botanică, jumate zoologică. Știi, ultima un urs polar, un pinguin. Ultima dată când am fost la grădina zoologică, cred că sunt vreo 20 de ani de atunci, m-am dus să scriu un reportaj. Și erau, mă rog, niște cuști înspăimântătoare acolo îngrozitoare și acolo aveau diverse mai ca lume animale sălbatice, cum ar fi hienă, ce mai aveau ei, era să zic... Leu am avut tot timpul. Da, un leu ceva de genul ăsta și într-una din cuști erau și trei căței maidanezi, care stăteau acolo pe timpul zilei. Ei erau. Și după care noaptea mi s-a explicat că li se dădea drumul ca să latre la infractorii care ar fi vrut să sară gardul să pipăie și elefant. Să fie elefantul sau ce? Da, sau atunci antilopul. Era elefant. Elefantul s-a prăpădit. Numai elefant? Nu, asta a murit acum câțiva ani. Da. În același timp, în Motru Gorj, primăria a decis să le facă o surpriză locuitorilor. Și ce surpriză și-ar putea dori locuitorii din Motru? Și în general, ai unui oraș din România. Asfalt, transport, surprindeți-ne cu asfaltare. Da. Da, surprindeți-ne cu curățenia, surprindeți-ne cu semaforizare inteligentă. Mm-hmm. Care este orașul, singurul oraș din România care nu are semafoare? Surprindeți-ne cu semafoare. Era Moreni, parcă. Moreni. Moreni, da. De la Moreni, da, 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 la Moreni. Astea sunt fumate, nu. Surpriza pe care a făcut-o primarul, din Motru. V-am luat, din Motru v-am luat palmieri. Bă, băiatule, ăla a luat palmier la Motru, acum o să fie frumos, o să fie, ce să zic, zice presa locală, o să fie la noi ca în Tenerife. O să fie frumos. Dacă ești două basculante de nisip, de la de construcții. Cred că nisip, da. Nisip de pe construcții. Deci o să fie palmier și la motruieni? Motreni. Mi se pare că ne-a lungit foarte mult cu discuția asta, dar eu nu înțeleg de unde această obsesie a primarilor, unora dintre primari din România, pentru a cumpăra plante care nu se pot aclimatiza totuși în țara noastră. Adică ideea de a da sute de mii de euro pe niște plante exotice ca să vină lumea să se uite la ele, ok, n-am avut altă idee? Serios. Mm. Sau în Motru, hai să cumpărăm palmieri. Motru totuși în Gorj nu e chiar de palmieri, mi se pare mie. Poate ne ajută încălzirea globală, mai luăm un fern și stăm pe lângă ei. Da, nu știu ce să zic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.